O să fie pentru o perioadă lungă această metodă de plată sau totuși pentru o perioadă scurtă? Sau pentru moment? Ca să implementeze, să vadă cum se evoluează. Dacă, spre exemplu, eu vreau să cumpăr un apartament și eu dețin Bitcoin, de la cine pot să-l cumpăr? De la oricine? Nu. Dar cine mi-o să primească această plată? Cel care cunosc. Sau cei care au portmonier. Până nu îmi primiți mai atât, cum e portmonier. Așa, exact. Trebuie neapărat să fie acea persoană care poate să primească acest Bitcoin, ca eu să pot achita. Altfel, eu nu pot. Spre exemplu, iată chiar dumneavoastră. Voi dețineți Bitcoin? Nu. Dar voi vreți să vindeți o mașină. Eu am Bitcoin. Eu vreau să vă cumpăr mașina. Voi să îmi puteți primi acest Bitcoin? Da? Da? Cum? Cum? Nu dar dacă voi nu-l aveți? Cum? Digital, acum o să nu? Și totuși credeți că criptovaluta o să fie viitorul nostru? Nu. De fapt, poate să fie o evoluție la fel atât de mare cum a fost și cu cardurile acestea din, cum se numeau ele, Tinacard. În 10 ani, jumătate din populația Americii, vă dați seama, dețineau deja fiecare acest card. La fel și aici, poate deja jumătate din populație o să dețină și aceste portmonii electronice. Dar dacă să vorbim de portmonii electronice, care sunt cele mai de succes, cele mai populare, spunem așa? Revoluta, cum a fost? Așa. Dar voi cum credeți? În general, este cineva din voi cunoscuți care dețin criptovalută? Și este ok să investești în criptovalută? Oferă posibilități mari. Da. De ce? Investești în activ și în condiții să vrei sau poate să faci. De pildă, eu mai nu știu ca trei de tranzacțiune să fie câțiva oameni în fine. Chiar dacă m-a fost acum la 60.000, cum a ajuns chiar de luat de coin, la 60.000 și rămân făcut la 30.000 în jumătate, s-a rămas. Adică sunt acei trei de care au pierdut. Neapărat noi despre acest moment o să discutăm, dar la moment. Spre exemplu, pot eu să consider criptovaluta, Bitcoin, ceva sigur? Ce cum ar fi aurul? Nu. De refugiu. Nu? De ce? Aurul e fizic. Nu ai în bancă, dar ai ceva duși în schimb. Dar dacă ceva ca masca a zis ceva, ai scurt duși într-o dată. Valoarea lui. Așa că e prea... Nu pot să vă la... E prea... Poți să zici brusc. Poți să cadă brusc. Aurul... Stai să spală brusc. Da, în cazul de război. Totul depinde de masă, da? Și cum vă reînviesc. În caz că ceva zice, stai mai zice ce să faci cu Bitcoin. În timp de război să spare Bitcoin-ul? Da, să... Au să... Fără ceva. Este la nivelul care eu cred că nu poate să dispară ca valut. El poate să deprecieze, să poate să ajungă în situații când tot să scoată banii de Bitcoin, ca să ajungă la un nivel mizer care scoate foarte, foarte puțin. Dar nu așa în cazul poate să dispară. Nu, da, nu poate să dispară așa, că tot aici rămâne ca aurul mai... Este cum e de noi și asta l-am discutat și la... Din războiul îi cumpărai o filie de pâine, dădeai un pumn de aur ca să-i pui o pâine. Nu, da, asta de fost major sunt lucrurile. De ce e ca anume situația care spune de asta? De ce în... Da, nu știu. Și seder, nu știu și steder. Fizic sunt două, trei, nu știu, câteva căzi de mânii, hai să zicem. Aurul însă și utilizarea lui este doar ca valută, dar și se utilizează și în industrie și ca bijuterii, și adică el este întrebuițat. Și plus la asta, el este în resurse limitate, practic. Așa, este resurs limitat, corect, dar de Bitcoin, de fapt, noi putem să facem extragere numai 21 de milioane de Bitcoin. Acum circuitul este de 18. De fapt, dacă un activ, un instrument este greu de găsit, este rar, înseamnă că valoarea lui crește, la fel ca la aur. Dar cineva dintre traderi spunea că de ce eu trebuie să dețin aur dacă eu trebuie să achit încă la bancă, undeva eu trebuie să-l țin, corect? Și asta de ce este investiția adăugătoare? Dar criptovaluta, eu nu achit nimic. De ce atunci noi investim în criptovalută?
Deci vreau să facem ca să fie mai interesant și mai clar. Până avantajele, asemănările și deosebire dintre au și coin, toți discuteam, e că în moment în care sunt atins toate temele date. În primul rând, aurul și bitcoinul sunt în cantități limitate într-o oricare măsură, da? Adică cum și aurul, el nu poate fi nelimitat, cum se de rezerva totală a grupului care nu este definit, nimeni nu cunoaște în mare parte o sumă aproximativ cât aur mai este în teritoriul pe Terra, da? Dar bitcoinul tot este într-o cantitate limitată, cum a spus Lucioara Elena. Adică o asemănare este că este o cantitate limitată, adică și asta aduce valoare, de valoare. Plus, doi, a doilea moment este asemănare care ce se mai înseamnă între aur și bitcoin. De ce se mai înseamnă? Concret. Se poate de contrafăcut la aur. Se poate să faci din alt material, se poate face aur. Nu, este un produs pur natural care se extrage. Fix așa bitcoinul se poate contrafăcut. Nu, el este o formulă matematică, nu pot să o altfel să o formulez, adică are încă o asemănare, nu se poate contrafăcut, care tot are o valoare foarte mare. Deci, cunoașteți că bitcoinul sau aurul al poate produce cineva acolo într-un subsol, da? El nu trebuie să aibă valoare, fiindcă s-ar grămădi careva instituție, ar face foarte mult aur sau foarte mult bitcoin și evident că prietul ar cădea. Încă o asemănare. Ce asemănare mai are aurul și, aurul și bitcoin? Ce se mai înseamnă? Valoarea. Valoarea, în cum? Ca valoare, ce se înseamnă? Este întrebat? Da. Este cerință pe ea. Păi ce faci cu el să fie mai întrebat cerința aceasta? Însuși, psihologic, dacă ceva nu se poate sau e mai greu de găsit, cum și-am spus, această nouă ne oferă ne face să gândim că este valoros. Aici totul este psihologie. Sunt bitcoin, eu sunt fier. Da, dar e produs din totalul celor de bitcoin. E formula ce maxim care poate produce, produc anume mici bani de bitcoin, da? Ați văzut acum ultima oră? Recent a exploatat o fermă de bitcoin în Rusia, foarte mare, acolo într-un oraș de reguli fermentate, s-o opresc în zonă de reci, și unde este electricitate foarte ieftină, consumă foarte mult electricitate. Și au exploatat o fermă de asta foarte mare și avem o informație care a influențat, sunt sigur, asupra bitcoinului, a spus în felul următor, hackerii folosesc rețelele, de exemplu ca YouTube, pentru a folosi calculatoare dumneavoastră pentru a produce bitcoin. Adică ei pot, au așa formule, au așa posibilități de a folosi, gata și când intrați la un video pe YouTube și l-au vizualizați, ei folosesc indirect calculatorul dumneavoastră pentru producerea bitcoin. Și asta este o problemă la nivel internațional, fiindcă au fost cazuri că au exploatat calculatoare, fiindcă ei trebuie să fie pregătiți să aibă puterea necesară ca să producă 0,00 de bitcoin, da? Adică este și aici o problemă care, mare parte, ce e Elon Musk a ieșit, a dat declarația dată și a anulat procurarea automobilului Tesla cu bitcoin. Din ce cauză? Din cauza, fiindcă ei se luptă împotriva poluării și împotriva consumului mare de energie, dar că acolo bitcoin se consumă foarte multă energie, foarte mult, asta era scris ca să puteți compara, pentru fabricarea unui bitcoin, dacă nu mă greșesc, se consumă energie cât ar trebui pentru fierberea apei în Europa, ceva de genul timp de ani de zile. Foarte multe energie se consumă pentru fabricare și evident că asta duce la poluarea mediului și evident că acum poate companii care se luptă împotriva să procure bitcoin. De asta a fost și provocat căderea, care noi acolo vom discuta. Ok, din asemănări. Ca o paranteză, ce țineți, dar de ce au anulat Musk la chestionarea bitcoin? Pentru că, în primul rând, la cardurile Visa, pe secundă se fac 24.000 de tranzacții, dar nu mii, chiar și milioane. Dar pe bitcoin se poate numai 7 tranzacții. Restul la fel este, au influențat foarte mult că ei se refuză, chiar și Musk și el. Ok. Hai să luăm deosebire. Ce deosebire are? Au și bitcoin? Unul e fizic. Altă e digital. Așa, încă. Siguranță. Siguranță, foarte corect. Și ce referi pe siguranță? Aurul ai în mână și l-ai schimbat. Așa. Deci lumina
Asta ar fi altfel, da, e și asta mai evenimentă în situație de forță majoră, nu, eu sunt părerea, sincer, îmi spun, sunt părerea că războaie modern de asta fi niciodată. E mult mai ușor să întrebi o țară economic sau altă formă și e mult mai eficient. Trebuie să învirus. Da, nu vrea că istoria se repete. Ce se întâmplă acum, da? E mult mai ușor să distrugi o țară din punct de vedere economic. Prin mass media, prin manipulări, numai bani să ai. Foarte ușor poți să manipulezi orice țară, vrei să o țară în curs de dezvoltare, foarte ușor o controlezi. De ce ar fi, dar nu cred să ajungă situația, să te gândesc lumina, spune să-ți pară situația dată, adică într-adevăr să devii aurul fizic, dacă ai aur, ești de ce, da? Adică eu sunt de cea că un moment așa. Dar ce ați vă spune de asta cu valoarea? Valoarea pe ce costă? Noi cu aur putem procura ceva. Da? Și cu Bitcoin putem procura ceva. Da? Dar ce e mai ușor să facem tranzacții de date? Cu aur sau cu Bitcoin? Cu Bitcoin. Deci el este și un avantaj foarte mare, dar spuneți. Am spus că el e digital, deci e mult mai comod. Deci s-a format iluzia dată că aurul poate, Bitcoin poate înlocui aurul. Da. Tot este un instrument care are careva asemănări cu aurul. Este un instrument care nu se poate contrafăcut. Este un instrument care are o formulă unică, da? Adică nu, este de număr limitat, am vrut să spun. Și evident că el este mai ușor de folosit Bitcoin. Adică e mult mai ușor să transporti, în primul rând, Bitcoin-ul, e mult mai ușor să faci careva plăți, decât cu aur fizic, care trebuie să duci undeva și evident că un Bitcoin poți să-l împarți în foarte multe părți. Adică tu poți să achiziți o parte din Bitcoin. Dar aur, de exemplu, dacă ai o bucată de aur, te duci să dai ce să faci, dar poți să împarți aur sau să pui pentru aur. Adică e mult mai dificil să faci careva tranzacții cu aur fizic decât cu Bitcoin. Și acesta este un moment care a provocat la început creșterea Bitcoin-ului, da. Aurul îl convertește în dolari și îl face bani de bani în dolari. De acord, e situația, da, că aurul, noi acum ne-am ținut la bancă, care tu poți cer pentru aurul tău să convertești bani în dolari. Dar pentru, iarăși m-a spus, cum m-a spus cu noastră, pentru menținerea aurului, depozitarea aurului, trebuie bani. Nu este voluminos. Bitcoin-ul trebuie să ai un fel care îți cabe și gratuit, aplicații care poți să menții. Adică, în final, au careva asemănări, au deosebire. La început îți forma senzația că Bitcoin-ul, în luna februarie, ianuarie, îți forma senzația că Bitcoin-ul poate locui într-adevăr aurul, fiindcă toți procurau aurul, toți investeau bani, scoteau bani din afaceri, din imobil și investeau Bitcoin, fiindcă era de perspectivă, și când creșteau? Când investiți. De? Când investiți, dar când sunt investiți? Când sunt provocate investiții? Când oamenii cumpără aur? Criză, războaie, forță majoră, adică când sunt probleme economice, oamenii nu știu cum să evolueze lucrurile. Fiindcă cine cunoștea cum să fie situația 2019 în 2020? Nimeni nu știa și nu știa nimic cum să vedeți asupra leului, asupra dolarului, asupra zonei euro, nimeni nu știa absolut unde să fie, care să fie rezultatul final. De ce toți? Asupra tot. Nimeni nu știu, da? Și de cu oameni de afaceri, ce fac? Îi poți protejează banii să iei? Dacă tu schimbi tot în dolari americani, ce siguranță ai că dolarul american are să pară ca valută sau n-a să devalorizezi? Da? Dar ce siguranță ai să investești în careva imobil? Nu ai. Ai siguranță numai să schimbi în aur banii, să investești în aur și evident că aurul, el crește în criză, că am văzut asta pe graf și trader, da? Și evident că creșterea care a fost făcută cu Bitcoin tot a fost crescut din cauza că oamenii au găsit un instrument de refugiu unde pot să investească bani, fiindcă investițiile care s-au făcut Bitcoin nu s-au făcut pentru a face profit. Primele investiții inițiale, spune, care au fost făcute în luna decembrie. S-au făcut pentru a proteja și în final de ce s-a format iluzia dată, dar după ce a urmat mai departe, care ne-a cunoaște toți ce a urmat, manipularea sau gesticularea pe piața cripto, deja oamenii au pierdut încrederea în final și nu mai putem numi că Bitcoin-ul poate înlocui aurul. Și cred că niciodată nu putem spune așa, fiindcă asemenea oscilații, asemenea căderi, creșteri bruște, asta nu înseamnă stabilitate. Asta din contra ea. Instabilitate, da? Și evident că investitorii care au investit în criptovalute, aici vreau să spunem mai mult, fiindcă într-un termen scurt au fost așa oscilații mari. Și noi cu toții discutam, care au trecut în cursul de practică, mare parte toți cunoscuți pe George Soros. Da? Și tot timpul de exemplu dat, cum în 1992 George Soros a putut devaloriza lira sterlină până aproape, spunem, că se dispare ca valută, până când a intervenit banca lor națională și a început să cumpere valuta sa proprie. Da?
ce s-a întâmplat cu, cu Bitcoin și cum este influența lui. Nu este cam aceeași situație? Nu este o manipulare și o, o mișcare foarte strategică? De ce spun asta? Pentru că se formează impresia pe piață, în primul rând, același chiar Elon Musk este o personalitate care au fost formate multe masterclass-uri cu anunțat prin Elon Musk și toate situațiile lui, toate evenimentele care le-a provocat pe piață. La început a venit cu știri pozitive, da? Că Bitcoin este valuta viitorului, că Bitcoin-ul ce mai spune? Hai, când ați spune așa. Ce mai spune? Poți un hashtag de Bitcoin. Bitcoin, după care a investit 150 de miliarde de milioane de dolari. Miliard jumate de dolari în Bitcoin, procurarea Bitcoin, a spus că tinde ca automobile trebuie să fie procurate în Bitcoin. Evident, toate informații dată și el ca personalitate, n-a spus cum crede. El, când ies la declarații de date, ies așa, pur și simplu? El hotărăște tot? Nu. Sau totuși este cineva în spatele lui care manipulează, spune așa. Sunt mulți oameni în spatele lui, chiar. Sunt înăpați să decide tot, să gândească. Simplu. Credeți că Elon Musk nu cunoaște ce influență are asupra Bitcoin-ului? Sau el nu a observat ce influență a avut când a fost prima postare pe Twitter, da? Adică el nu vede toate mișcările date foarte bine, vede foarte bine. El mi-a prezut, el nu mi-a fost prezut. Nu, evident, primul pas este să faci o făcută, spunem, prima postare, da? Adică logic, da, ne gândim. Evident, s-a văzut influența, direct, da? Adică direct proporțional se vede influența. Au mai fost careva știri fundamentale care au fost pentru întărirea Bitcoin, adică ce legat de investiții în Bitcoin. Și evident că s-a văzut proporția cum a fost influențat Bitcoin, da? Creșterea bruscă. Până la ce preț o ajuns? 64-71 ceva, da? Pentru Bitcoin. Și evident că într-un termen scurt apare deja și invers, da? Negativ. Da? Din ce cauză? Că Bitcoin-ul emană foarte mult energie, poluează foarte mult mediul, da? Doi, Bitcoin-ul nu este investiție serioasă, așa au spus, nu? La un canal de... ce canal a fost el de televiziune, unde a spus că Dogecoin asta a fost o glumă. Da? Și acolo s-a început căderea bruscă jos. Din ce cauză? Adică cum acești persoane, el direct influențează pozitiv pe o perioadă de foarte scurtă și schimbă poziția. De ce cauză? Cum crezi? De ce cauză? De ce din cumpărare? Încă, ce mai... ce se poate de fapt? Cum credeți? Cum s-a folosit informația dată? Eu a fost cam de clar. Eu și-am luat Bitcoin, dar el încă nu s-a vândut. Nu s-a vândut Bitcoin. Așa m-a interesat foarte mult pe lume și mai mult s-a intrat în sistema asta. De acord. Bitcoin este o valută foarte imediatizată, e foarte mult scută și efectul acesta de turnă lucrează foarte bine, pentru că toți bani știți într-o direcție oameni și cu viteză foarte mare, deci și-au crescut Bitcoin-ul. Dar încă ceva, eu vreau să aștept încă ceva. Cum credeți, dați ca companii, ca cum companiile au reacționat, creșterea dată nu este provocată de trader. Pentru trader nu au așa volum de bani, deci sunt companiile mari care au investit miliarde, milioane în procurare Bitcoin-ului. Crește așa de mare, nu poate fi provocat de investiții de 10.000 dolari, 100.000 dolari sau 1.000 ori. Deci sunt investiții foarte mari în Bitcoin, până la ce preț a fost Bitcoin, adică s-o sumați, ce bani era. Era aproape de 1.000.000 de dolari investiții în Bitcoin, acum el este cât fost. Adică dacă toți Bitcoin e la prețul care este. Da, în jumătate aproape, practic. Ok, Lena. Și cel mai interesant că în anul 2000 el a apărut în anul 2009, un Bitcoin costa 6 cent. 50 de Bitcoin nu puteam să cumpărăm o carte. Vă dați seama, în anul 2017, Bitcoin deja costa în jur la 20.000 dolari. Cât de repede a fost această evoluție? Și, în general, că realitatea Bitcoinului, criptovaluta, ea este viața nouă nouță, etică și formează regulile tranzacționare. Dar evoluția este foarte repede. De aceea noi și s-a creat dispoziția aceasta că, de fapt, criptovaluta o să înlocuiască și o să înlocuiască aurul, să spunem așa. Cu 3 luni urmă, spre exemplu, când noi urmăream Bitcoin-ul, costa 35.000. De la 25, practic așa undeva la 35, el varia un pic. După care, când a apărut această noutate, foarte repede a început să crească, foarte repede. Iar cei care tranzacționează
Fie pe demo, fie pe real, nu contează. Voi puteți deja să vă uitați pe grafic și să vedeți care a fost această evoluție și cum viața a acționat, efectul psihologic. Cel mai interesant că atunci când el a ieșit cu această noutate de investiții în criptovalută, unde a ajuns Musk? Primul. Cel mai bogat om din lume. Oare nu este în avantajul lui? Desigur. Și încă un moment că criptovaluta este foarte mult influențată de analiza fundamentală. E deci foarte ușor să intri în capcana aceasta. Noi cu toții cunoaștem că efectul de noutate trece mai repede decât noutate reușește să apară. Deci cei care urmăresc să tranzacționeze pe criptovalută, un sfat pentru voi. Neapărat urmăriți analiza fundamentală. Dacă aurul cel mai mult este influențat de analiza tehnică, noi ușor putem să tranzacționăm, spre exemplu, după același trend, după aceleași nivele și așa mai departe. Deja depinde de strategie și scopul vostru. Dar la criptovalută ești neapărat ca și la acțiuni. Analiza fundamentală, noutățile, voi trebuie să cunoașteți tot. Real, tot. Așa că stați cu calendarele înainte și cu Bloomberg, pentru că, de fapt, pe Bloomberg sunt cele mai multe noutăți legate de criptovalută. Și evident că urmăriți și analizele și prognozele noastre, fie deja pe televiziune sau chiar și la market discussion. Pentru că dacă sunt acele persoane care transacționează, ei întreabă ce este, care mai este evoluția la criptovalută. Cine urmărește Bitcoin? Celălalt cam la început urmărește Bitcoin-ul, prețul, deschis tranzacții de el. Dar nici nu vreți să recunoaște cu bărat Bitcoin, gata. Putem? Să nu recunoaște. De partea sistemului am făcut de pundere a traderului. Ce înseamnă, cum e mai bine, investitor sau trader? Ce legat de Bitcoin, dar până aici. Recent a apărut informația că China închide toate schimburile de Bitcoin. Închide toate schimburile de Bitcoin și cu aceeași propunere vine și Marea Britanie. Și așa iarăși ascultau informația și așa toate lucrurile. În final, vedeți mă, toate golurile date care se formează, de ce au crescut Bitcoin, ce au crezut, el în final toate se lege în final și îți dă un rezultat. Un moment care e foarte interesant acum, țările, cum ar fi China și Marea Britanie, vor să interzică schimbul de criptovalute. De ce se formează asta? Din cauza că ajunge situația, că se formează impresia și este informația dată, foarte mulți, cu foarte multe companii încearcă să facă spălări de bani prin transferuri de Bitcoin. Poate asta s-a auzit. De ce se întâmplă asta? Pentru că este o valută care, al noi Republica Moldova, persoana care cumpără fizic Bitcoin, da? El achită careva impozit? Da, sunt careva, poate acolo, niște spunte în regulamentul de impozitare. Și în alte țări tot este bine dezvoltat și bine securizat domeniul dat. Și oamenii, în America este dezvoltat domeniul dat, ca impozitare Bitcoin. Este. Da. În Rusia? Nu. Sunt probleme. Adică America încă a putut, într-o altă măsură, regla impozitarea în zona euro, Rusia, noi sunt probleme. De aceea sunt speculații că sunt foarte mari spălări de bani prin Bitcoin și anume transferul de date a fost mai mult o mare care parte creat, spune așa, intenționat creșterea dată, evident din cauza pentru a forma, a prinde un preț mare și evident a investi banii Bitcoin din alte surse ilegale și evident de a cumpăra Bitcoin și evident s-a provocat o creștere bruscă, după care companiile mari au scos lichiditatea dată, au scos banii din Bitcoin dată. De ce spun asta? Fiindcă, iarăși repet, creșterea dată și mișcarea pe piață este vorba de sume enorme, fiindcă nu poate, exemplu, dacă luăm graficul aurului, când a fost cea mai bruscă piață, creștere, fiindcă de multe ori, eu tot timpul spun, compar participanți speții cu rechinii sau baleni și peșori micuți, da? Și anume se simte pe piață când între participanți puternici, spunem așa, baleni acestea puternici, da? Rechinii pe piață, se simte sau nu? Da. Dacă îmi deschid o tranzacție de vânzare sau cumpărare, se simte pentru o mișcare bruscă, jos sau în sus, pe aur tot foarte bine se simte, fiindcă în momentul când, într-adevăr, lumea a fost să fie rău, da? Când într-adevăr lumea s-a înțeles că toți sunt într-un colaps, atunci a început aurul să crească brusc. De ce? Fiindcă la început investeau în aur persoane care aveau, dețineau, spune, surse mai mici. Companiile mari spuneau că noi suntem încrezuți, că noi ne ținem, noi suntem puternici. Când au văzut că într-adevăr rău, au investit și sume enorme în aur.
fix așa și în creșterea Bitcoin-ului. De ce tot timpul este așa, se formează la început o senzație, o creștere așa artificială micuță, după care se începe o creștere puternică. Când companiile mari, companiile internaționale, ele au nevoie de lornuri combinate în scumpi pe aici. Ei nu știu eu ce să fie piață, da? Încă nu este clar. Ei combinate sunt în ultimul moment și îi formează atunci o creștere bruscă. Și traderi cunosc care sunt între alte, demo, tot timpul parcă formează senzația că prețul nu mai are nici crește, după care o retez la sel, dar de ce mai departe crește? De ce? Fiindcă cei cu companiile mari, care au interes foarte puternice și într-o oarecare măsură mențin tendința mai departe. Și evident, aceeași situație cu parte Bitcoin, dar la început creștea lir, fără mare, îi spunem așa, creșteri bruși, după care a început să crească puternic. Deci cauza, au intrat banerile, au intrat rechinii aceștia mari, care au făcut investiții de milioane. Nu? Și evident că fix această cădere a fost provocată nu de traderi și nu de investitorii micuți, dar de investitorii mari. Deci aici, în final, oricum să apară informația despre care este în final situația, care sunt interesele, astfel informații foarte interesante, de ce trebuie de urmărit Bitcoin, trebuie de urmărit și de profitat de el, de ce spun de profitat. Mai departe vreau să discutăm ca rol de investitor și ca rol de trader în procurarea Bitcoin-ului și cum este mai combinat. De ce spun asta? Fiindcă noi avem acum ultima perioadă, de când a început căderea Bitcoin, să fie persoana noi care în general nu au legătură cu double case-ul și cu domeniul de tranzacționare, care sunt persoane din alte sectoare, care vin fiindcă au procurat Bitcoin, nu știu ce să facă mai departe, că coboară jos. Și evident că acolo au făcut sume investiții care mai mari, care mai mici, evident că este o temă care noi discutăm, noi le spunem că prețul mai departe scoboare, pentru cum a spus și domnul Maiare, că două nivele care el poate să ajungă. După care, într-adevăr, de ce nu el poate să crească mai departe? Să spunem de ce el poate să crească și poate să scoboare jos. Iată, ca o paranteză la momentul ăsta, de ce el poate să crească în continuare? Cine a auzit că deja se acordează această problemă și se vinde surplusul de plastic? Auzit cineva de această problemă, nu? Plasticul la noi tot ok. Deci este surplus, poftim? Adică e nedegradabil. Asta nu-mi dere. E surplusul naturii sau cum? Da, da. Este surplus de plastic. De ce ei vor să anuleze cardurile Visa? Dar, aici un moment. Atunci când eu fac, spre exemplu, o tranzacție prin card Visa, totul este transparent. Aici văd băncile corect, unde eu vreau transfer, care sumă eu trebuie să mai întâi timp post de una alta. Aici văd toate sistemele de bănci, aici vede guvernul. Fiscul vede, așa. Când acolo avem mai mare sumă. Așa. Da, ce ține de Bitcoin este... nimeni nu știe nimic. Ăsta e același cash. De ce și guvernul se teme foarte mult ca să nu apară o monedă care să nu poată să o controleze. De ce și eu sunt sigură că în viitor criptovaluta o să crească. Numai că deja noi trebuie totuși să urmărim. Nimeni nu spune că asta o să fie mâine sau voi mâine. În viitor, la sigur. De ce neapărat urmăriți criptovaluta? Eu așa spune că Bitcoin tot spate e văzută, tranzacția care se trăiesc cu portmoneu e tot văzut. Pur și simplu noi suntem codificați acolo, adică nu nimeni nu este salat pe noastră. Și ăla e fix pe Visa. Pur și simplu, da, Visa știi persoana, dar și nu știi persoana, dar știi și face. Și tot asta se controlează, am văzut mai făcut mecanisme care încearcă să-i prind, adică sunt două părți, adică una care încearcă să-i prind, deci fac tranzacție prin schimbările se dintr-o valută în alta. Și alta este că ei analizează asta până la punctul final. Eu aș când treci o tranzacție, de exemplu, de mică cu dumneavoastră, este treci pe mai multe calculatoare și până asta ei se ascund. Dar la noi, dar nu se face mecanismul ăsta. Tot timpul a fost, știți cum, infracțiuni și luptă cu infracțiuni. Asta tot timpul a fost, tot timpul ce au vrut, infractorii vrut să facă ceva care se ascundă, poliția, să spunem, cei care luptă, au încercat să facă careva măsuri care să îi prindă, da? Tot timpul a fost luptă dată. Și evident, ce situații sunt cu coi. Însă sunt foarte, încă momente care nu sunt clare și nu sunt, spunem așa, descifrate până în final, deci încă sunt foarte multe fraude. În istorie, da, au fost fraude foarte mari, și legate de criptomonede, de la început, când a început să dezvolte, au fost furturi de criptomonede.
sau să spunem așa, s-a neutralizat chestia, da? Deja acum este mult mai sigur să ai criptomonede, dar oricum tranzacțiile care se fac ele de diverse lucruri, dar eu sunt sigur că sunt și careva fraude, sunt careva goluri care ele se duc. Asta e părerea mea, nu știu. Sunt sisteme date care lucrează bine, sunt sisteme care se reglează, dar sunt și... Nu este, spun așa, 100% sigur. Eu, informația care am avut. Ok. Cum credeți dumneavoastră? Prin prisma Bitcoin. E că vreau să trader, toți sunt trader. Ar fi oportunitate pentru trader să tranzacționeze cu Bitcoin sau nu? Da. Da. Deci... Și cum? Termen lung sau scurt? Scurt sau lung? Scurt. Așa, termen scurt. De ce? Foarte volatil. Foarte volatil. Și asta este problema, este foarte volatil și uneori mișcările care le faci acum, ele, pe termen lung, nu ne vine greu să lucrăm. De ce? Dar investitorii sunt pe termen scurt sau pe termen lung? Pe termen lung. Și asta este și minusul cel mai mare, unul din minusul, pentru toți investitorii sunt în mare parte pe termen lung. Și toate tranzacțiile care se fac de cumpărare, ei sunt făcute pe termen lung. Da, investitorii care au procurat, sunt care și Republica Moldova, foarte multe persoane care au procurat fizic Bitcoin de la prețuri mari, de la preț de 50, de 40 de dolari, după corecția care a fost, toți au crescut mai departe, prețul să ajungă la 100, 80 și mai departe, pentru că așa era mediatizat toată informația dată, că Bitcoinul deja era să crească, deja care spuneau și de milioane ca să crească un Bitcoin. Evident că toți vor să facă bani, noi toți care sunt, deci toți vor să facă bani, să vedeți cineva care nu vrea să facă bani. Și evident că eu discut tot timpul de toți vor să facă bani repede și ușor. Da? Mai ales sunt traderi, poate trebuie să fie nici unul aici, care vor să facă milioane timp de bani. Repede. Și să facă nimic și dată milioane. Să facă, să... Sunt activități de așa. Poate. Aici primiți deja care viziunea ta asupra domeniului dat. Dacă tu privești ce domeniu ca pe afacere și te orientezi la un venit stabil, un venit sigur, chiar și pasiv, sunt deja de tranzacții. Și la fel tu o să te conduci și o să ai acest venit. Dar dacă tu îți privești domeniul tău ca o loterie, spre exemplu, investești o sumă mare care ca peste 9 de milionar, este probabilitatea că tu într-adevăr să devii, dar este probabilitatea ca să se întoarcă invers. Și avem, credeți-mă, cu mulțime de exemple care au trecut prin aceste momente. Evident că ei sunt pe cale de a se corecta. De ce e mai bine învățăm pe greșelile altora decât noi să le comitem? Asta trebuie să învățăm greșelile altora. Acum, dar spunem care sunt plusurile unui investitor de a cumpăra fizic Bitcoin-ul și care sunt minusurile, care sunt plusurile unui trader. Care sunt plusurile unui investitor? Profit mare, poți fi? Așa, mai departe. Încă ce avantaj are investitorul cu persoana care procură fizic? Mai mult siguranță. În ce? Nu știu. Când se acționează ca trader, e ca să mai volatilă de acest lucru. Asta se este un serios trader. Avem diferite pieți, grafici, prețuri. Investitorul, sunt în care are fizic, a spus Bitcoin, el poate, de exemplu, să cumpere ceva pe dânsul. Ok, da. Chiar și sala și o mașină. De pasta. Metodă. Tesla putere pe dânsul. Deja nu mai poate. Deja nu. Vedeți, este moment frică investitorilor. Cum am spus și la început, ca să, de exemplu, să procură un apartament în Bitcoin, trebuie să caut o companie care are posibilitatea dată. Și evident, vă dați seama dacă apare într-o situație de companie Tesla refuzată și mai refuză o șer de companie, refuză de plăți Bitcoin. Ne-am spus să rămâneți cu Bitcoin și n-am să cu Bitcoin. Da? Adică este și riscul dat care el este. Spune, nu este atât de mare din cauza că oricum dacă la ce nivel a ajuns psihologic Bitcoin-ul, eu cred că a scris tot timp persoana care vrea să procure Bitcoin, dar prețul lui oricum a scăzut. Din cauza că cererea e micuță și oferta e mare. Da? Dar este și metoda asta, că el poate fizic să plachete și cum a spus, poate să plachete cu o parte din el, nu trebuie mult.
Ok, mai departe. Îți spuneam, trader, când am venit la teorie, că noi vorbeam iarăși despre Bitcoin, cât de tare a crescut, care este evoluția și îmi spunea că în anul 2015, sau poate chiar și mai devreme, a editat pizza. Nu avea cash și a editat pizza cu Bitcoin. Undeva prin 3-4 Bitcoin. Și vă dați seama cum prețul a fost maxim la 64 de Bitcoin. Dar când vine pizza de dată, probleme psihologice. Ok, Henk, ce costă mai are investitor? Dacă se vede că investitor face o tranzacție cu banul, nu e cu poate mai așa trebuie mult. Ea e un fapt că psihologic. Adică el nu are stres, ori este asta. De acord, de exemplu, eu chiar sunt investitor, evident, sunt independent. Acum așa te am un pic de emoții. Dar ca rezultat, de exemplu, dacă eu spun așa, că orice investitor ca orice trebuie să aibă diversificare, el nu poate investea toți banii care are în Bitcoin, da? El poate are, spun așa, un factor, prețul cum poate din alt să ajungă la nivel, dar poate să ajungă vreo 10 ani, 15 ani. Spunem așa, nu putem să punem un plus ca stabilitate emoțională. Da? Sau minus stres. Trader îmi spunea că să-i cumperi fizic Bitcoin, nu trebuie să ai o sumă de bani care ție nu-ți trebuie. Pur și simplu tu ai investit și gata, ai uitat de ea. Nu investești ultimii bani. Da. Exact. Tu nu investești cu gândul ca peste o lună, peste două, peste un an, tu să iei profit. Pur și simplu ai investit și ai uitat. Aici, de noroc, spunem așa. Ok, este și analiză, evident, prognoză pentru viitor. Dar dacă tot și iese, eu am prognozat că o să crească, iese masă în noutate și prețul cade. Eu, evident, pot să fiu. Ok, vrei să vă careva plus pentru la investitor. Poate să mă numim. Nu mai credeam să vezi un investitor, procurați Bitcoin, ce vă dajă asta? Eu tot timpul spun că trebuie să gândească un investitor ca o... ca să gândească, nu ca un trader simplu, dar cum gândesc companiile mari și cu ce interes au venit pe piață. Cam așa, trei pașmente. Da. Și atunci traderul, și asta e traderul cu o jumătate de an, cu 7-8 luni de zile de tranzacționare pe contul propriu, el atunci altfel gândește, altfel vede piață. Eu o să fiu sincer, când și dumneavoastră aveți senzația asta uneori, ați avut senzația, eu am avut senzația la început, când am început tranzacționarea, parcă nu înțelegeți ce vedeți după piață. Parcă îți vorbea senzația că nu înțelegi să întâmplă cu viață. Ești creștin, buști, ești credere, buști. Asta a început din cauza că gândirea ta nu este la nivelul gândirii, spune cum să ești cu viață. Dar în urmă deja o înțelegi și o citești ca pe o carte și o înțelegi toate caracteristica ei și o înțelegi că ea pușă să facă o mișcare așa psihologică, mult emoțională, care să activeze niște baiuri acolo pe care nu-i jos. Adică deja astea niște momente care ele devin clare. Și asta trebuie un tip de temă. Ok. Hai să trecem la trader. Ce avantaj are traderul? Tot profit. Profit. Încă. Ce avantaj are traderul când procură? Investitorul, dacă acum prețul este în scădere, el este doar în pierdere. Da. La trader, dacă prețul duce în jos, noi facem sell și noi tot facem. Adică obține profit indiferent de situație, că el crește sau scade. Cum s-o se chema asta? Profit indiferent de direcția prețului. Nu știu, cumpărare. Cum e bani? Așa, încă, ce avantaj mai? Eu aș spune un avantaj care noi traderii, și eu am venit în domeniul dat din cauza dată, din cauza că noi putem controla riscul noastră piață, din cauza prin tranzacționare. De exemplu, investitorul, dacă prețul duce în jos, el ce poate să facă? Să uite! Să deschidă două sticle de mine. Să uite! Zic, om, doamne, duce în jos. Adică, ce poate să facă investitorul, în afară de să uite la prețul, cum cade jos și să gândească ce poate să facă, sau să închidă, să vândă acum. Dar acum, din informația care este, acum, dacă vrei să transferi banii din Bitcoin în dolari, îți oprește 20% din valoarea lui Bitcoin. Adică, acum e foarte greu și acum asta e problemă să spun așa, faci transferul, da? Și de ce îmi prindere, propunerea 20%. 20% e din valoare. Deci obțin de nada, dacă mă greșească, că nu era în procent. Nu, nu vorbim de fizic, da?
Iar tot, dar nu știu, binează de binat sau de binat? Am clasificat acolo. Ok, eu e Ethereum, dar mă uitam și la Bitcoin și acolo puțin. Și când e procesul? Nu era 0, nu știu cât ură, adică indiferent de suma pe care o transfer. De... Nu, a fost persoana care a spus că a vrut are de ține fizic, că pe un protocol, nu știu cum gândește, ține fizic 1,3 și ceva acolo. Și a vrut să transfere în dolari americani și pentru asta e compania care lucrează, îi oprește 20% din cât el vrea să transfere. Ok, asta nu a fost transfer în dolari, asta a fost pur și simplu transfer. Asta poate nu e asta. Ok. Și că cum te spune, dacă vrei să faci cum să schimbi în dolari americani, trebuie să te gândești, să iei sau mai bine, dar mă slași așa. Da, ești mai tare minus. Da, ești mai tare minus. Deci, ca investitor, noi nu ne putem controla riscul. Da? Iese de masă, spune că bine, doar să găsești cu a treia persoană, te vedea dumneavoastră, să spui, te rog, pe ceva. Adică noi ca investitor nu poți face nimic. Traderul are o sumedenie de măsuri, de metode, cum el poate să controleze riscul. De asta le cunoaște toți traderii, da, mare parte, dacă nu practic, teoretic le-ați folosit, care e, traderul deja poate le implementa, chiar dacă îți o tranzacție de bani și poți duce în jos și faci trader. Între lacăt sau stop loss, da? Pe care terminurile ta e tranzacția de vânzare. Evident că eu nu sunt de acord cu stop loss, asta știu toți traderii care lucrează cu mine, eu tot timpul folosesc metoda lacăt. De ce metoda lacăt? Pentru că prețul acum aș lucra în sus peste perioadă, da? Și evident că eu, de ce să mă accept minusul dat pe piață? Asta e o temă foarte interesantă. Deja am observat la practică toți traderii, chiar și cei pe de nimeni nu iubește să închidă tranzacția în minus. Nu, până la urmă, astea sunt cheltuieli. Traderul își permite stop loss-ul, pentru că el după risk management cunoaște cât trebuie să ducă în minus și cât în plus. Da, este o metodă care se numește lacăt și nu ne permite ca fiecare tranzacție noi să o închidem în poziție. Aici deja trebuie unitate de lacăt. Fix așa a fost pentru om. Sunt traderi care nu au avut, poate ne-au cunoaște, dar noi cunoaște, traderi care au avut tranzacții de bai, cum a început pentru uscat. Și au început scadă foarte puternic și au avut tranzacții cu volumuri mari, tranzacții de cumpărare, după care au fost căderea și piața parcă au început să facă schimbe, au fost o figură de schimb, parcă tindea schimbe înapoi după primul val, când abia în China s-a începusă. Și când au făcut o mică creștere și mai departe s-a dus în jos până la nivel de 19 dolari pentru un baril de petrol. Și sunt traderi care acum în sfârșit au ieșit de lacăt în anul februarie, martie, luna al 2021 și au ieșit în profit. Tranzacții de vânzare au făcut profit și tranzacții de cumpărare care au închis în minus, care nu au avut răbdare, care au închis în profit, dar în final au făcut profit și în final au fost activ pe piață și au luat și picătile de profit și de crește. Adică e fix această situație de Bitcoin. Pentru cine spunea în 2018 că Bitcoin ar crească cu 20%. Nimeni nu dădea așa șansă, pe care că l-a văzut până la 4-5 mii de... Cât a ajuns minim? 3.000 sau 4.000 și ceva. Când l-a văzut după creșterea și căderea bruscă, ultima a ajuns jos la... Pe trainer m-a mult lucru. Nu pot să-mi greșesc. Am crescut în grafic. În fine. Și evident, cine se gândea atunci că prețul mai departe să crească, să depășească 20? Nimeni absolut. Vedeți-mă, foarte puțini personalități care ți-am aveau tendința, să spunem așa, de a crește. Da, toți spuneau că Bitcoin-ul trebuie să crească, dar n-a să depășească prețul 20 de lei. Când, acolo, în luna decembrie, prețul depășește prețul 20.000 pentru un Bitcoin și evident, deja am văzut care a fost rezultatul. Adică noi, ca trader, avem oportunități care nu are niciun investitor. Deci am venit în domeniul dat din cauza oportunităților date unde eu pot să controlez riscurile mele. Și asta e foarte important. Și nu stau și mă uit cum am avut și bizul de Republica Moldova în 2020. Ne-am pus în carantină. Pune la gata, nu știu. Ok, sunt acele companii care s-au recontrolat. De acord, asta se duce la o dezvoltare. Foarte multe lei s-au dat și nouă ca companie Double Case 2020, după aceea cineva din traderi care sunt aici au făcut online sau adică am făcut și un curs online, ne-am dezvoltat și noi în sectorul dat, dar multe companii nu au avut posibilitatea dată, da? Multe companii nu au reușit, spunem, sau nu au avut momentul ăsta să se reprofiteze și evident că au avut de suferit.
Da? Noi, ca trader, indiferent de situație, noi facem profit și crește și devalorizare. Și nouă uneori ne convenabil cu prețul cade. Cum spune prieteni, familie, până la în lume rău, vă fi bine, nu ești. Da? În final, da, uneori când se devalorizează vreo valută, uneori ce se devalorizează. Pentru companiile mari, asta a influențat negativ. Dar noi, pentru trader, suntem cei mai mici, dar cei mai flexibili. Eu tot timpul spun asta. Noi suntem ca participanți de piață cu influență cea mai micuță. Și suntem cei mai micuți. Noi foarte ușor, noi ne înghit, da, cineva. Dar ca flexibilitate și cât de rapid suntem noi pe piață, este avantajul nostru. Chiar noi trebuie să folosim metode care nu le are nicio companie, nicio fond, chiar de milioane, miliarde în lume. Deci, ca metodă de profit, dacă spunem că spre exemplu pentru investiții, noi investim pentru o perioadă lungă de timp, dacă în gândul cu cine știi, o să câștig, ok, nu o să câștig, ok. Dar din trading, ca trader. Eu am, spre exemplu, o sumă de bani. Eu sunt sigur că o să câștig luna viitoare. Nu? Da. Se faci voi vedeți că te-ți afaceri cu când încă pierdeți? Nu, noi suntem trăiteși că asta știm de sprint. Noi facem o analiză, adică pe o perioadă mai lungă. Nu chiar tare mare, dar noi știm ce așa în pasul următor. Până asta noi ne calculăm și riscurile și nici nu pierdem. Dacă atât de fie costul. Ca trainer, cam vreți mult pierdere. Poți să gestionezi, adică, unde e te oprești. Dacă nu te investești ca investitor, dacă vine ceva de spate, cum carantină, chestia asta, la noi, Casa Bursei și Casa de Capital a Republicii Moldova este foarte slab rezultat. Adică, cunoaște ceva care te ține acțiunea companiilor de acțiune din Republica Moldova? La Bursa de Clasă, cum e pus Bucurie și mai departe, foarte puțin. Dar, super, putem? Da, sunt foarte puțin companii și preț foarte mic și evident că dezvoltarea sunt foarte mult. Trebuie cum de investit, la și ții vreo 50 de ani. Aveți încredere în viitorul Republicii Moldova? Depinde după alegerea și așa, foarte leagă. Cu alegeri și e temă lungă. Noi eu buletin am de mult și am de atâtea capile de puse, turul 1, turul 2, dar nu s-au mai schimbat nimic, dar mai vorbim de părinții noștri și alții care deja suntem sătui. Chestia, da. Dar în final. Mi-a asta spus de metal feros, a spus metal feros că ați văzut care sunt prețurile. Da? Nu, da, am văzut cu vreo jumătate de ani urmă, pare mi se nu chiar așa recent, prețurile, nu dacă un pic ne bate, era și pe prețurile au crescut la dispensare, la următorul cunoaște, da? Decembrie a crescut dublu și un pic, nu triplu, dar a crescut foarte mult. Deci asta detectează cu noi pentru noi foarte mult. Ok, la ce rămas? Cea mai profitabilă și cea mai sigură afacere, de fapt, este în trading. Pentru că noi putem să facem profit și pe cădere și pe creștere. Orice nu s-ar întâmpla în noi cum facem profit, important noi să avem cunoștințe. Știm cum să acționăm, spre exemplu, chiar și în anul 92, deci cineva a avut de câștigat și cineva de pierdut. V-ați pus această întrebare? În anul 2015, când, spre exemplu, eu a ajuns la 30 de lei un euro, pe cât timp a fost aceasta? Scurt. Foarte scurt, foarte scurt. Erau acele persoane care după 3 zile, 2 zile au întrebat, dar pot să mai cumpăr, o să mai fac profit, o să mai crească? Nu, dacă tu nu ai investit până acum, dacă nu ai cumpărat, eu gata, nu mai are rost. De ce nu este foarte... Și cineva a cumpărat la 30. Nu, sunt de acord cu cumpăratul. De fapt, nu au cumpărat nici motiv că nu erau bani în bani. Dacă ce schimbi euro sau scumpe, nu erau. Îți aminti, erau persoane care duceau, scump rest și nu erau. Ce bancă nu oferie bani? Ce aveau euro. Aveau euro, dar nici ei nu aveau. Vă dați seama, ei capăci, ei aveau bani. Ei foarte bine cunoșteau situația, faptul că eu nu văd în erare. Nu erau... Nu erau lei. Vreau să schimb eu atunci la 28-28. Oamenii cu băieți nu dădeau lei. Ei aveau lei, dar nu dădeau lei din cauza că lornurile le-au combinat. Ei aveți cumpări. Ei, banca aveți cumpări la 10 euro la 28, dar prețul aveți niște. A scadă din cauza ce? Domnul Drăguțanu a ridicat rata de referință atunci brusc. Și prețul avea leu nu sunt rea. Dar au fost persoane care au prin cunoscut lucruri bănci, care țineau euro, lei și au cumpărat și au avut de suferit. Deci eu am avut așa o personalitate care au avut foarte mult de suferit în 2015. Care au schimbat în lei și nu au făcut. Da. Care au schimbat în lei au avut de câștigat. A rămas acest explic despre situația cu piața de capital în Republica Moldova.
La noi, Republica Moldova, foarte slab instrument de investiții. Deci de acord. Adică oameni nu că nu vor să investească sau nu au ce investi sau nu cunosc investiții. Pur și simplu, n-au în ce investi un instrument de încredere care să aducă un profit stabil, da? Pentru că piața de capital la noi nu îi spunem așa practic, dar, de exemplu, ăsta alt stat, cum ar fi zona euro, oamenii investesc și investesc destul de bine în piața de capital a statului, adică cumpără hârtii de valoare, fizic le cumpără. Evident că asta uneori aduce și profitul, nu spun, dar uneori nu ești asigurat de careva riscuri intern. Și evident, în anul 2020, însă și cu criza, careva rude de familie, care cunosc ce mă ocup eu, nu mi-a spus când am procurat hârtii de valoare a unor companii din Italia, dar mi-a spus când am o gata, dar acolo fădări foc, că vine să vină, nu mai ești face, îmi costă. Și evident că asta influențează psihologic, acum deja persoana deja vrea să te vii trader, pentru că înțeles, noi avem careva avantaj care noi repetăm tot timpul, care nu le are nimeni. Asta și vreau să înțelegeți, pentru că noi tot timpul suntem cei mai flexibili și asta e avantajul nostru. Ok, acum despre avantajele date, noi vreau să le cunoașteți, noi vreau mai spus, dar să vorbim ce ați mai departe cu Bitcoin. Ce părere aveți și dacă dumneavoastră sunteți persoane care vreți să procurați sau să vin din Bitcoin? Apropo, aici că o paranteză, am inițiat un format un grup pentru partea teoretică și era o persoană care spunea că deținea Bitcoin. Și el, cu gândul ăsta, mai departe tot să investească, să investească și să crească, că când tot Bitcoinul o să ajungă mai scurt, o să treacă și 60.000, practic până la 100.000. El așa avea viziune. După ce a trecut partea practică, a văzut cum se face analiza tehnică, a văzut cum este influențat Bitcoin, să spunem așa, și a deschis orizontul, a avut o viziune mai amplă asupra pieței și a vândut. A vândut 2 Bitcoin și a deschis afacerea în trei. Iată și rezultatul. Am rămas băieți. Deja o să vedem, poate toți cei doi nu-ți crească. Momentul este pentru că credere, multe prea vin și pentru că nu pot transforma Bitcoin-ul în dolari americani sau să crezi careva comisioane, lor nimeni combinabil să procure ceva sau să transforme Bitcoin-ul în careva investiții. Și evident că momentul ultima dată cerere de deschidere a conturilor pe transfer de Bitcoin, pentru că le rog ofertă, să nu uitați, da, traderii cunosc asta. Și sunt deja traderi care au făcut investiția dată, de tot care va pierde. Mulți, foarte mulți au procurat la prețul de 50, 40, 60, au procurat foarte sus cu intenție de a crește. Știți cum se formează la traderii euforia dată, așa se forma și la ei euforia dată, prețul mai departe, parcă a străbat cerul, da, după sus, sus, sus. Și evident că asta nu a fost. Dar noi, din luna februarie, spuneam că prețul are nevoie de o corecție. El a făcut o mică corecție, după care mi-a făcut o prilă, după care a urmat căderea această bursă. Ok, dar să discutăm despre ce spune mai departe, de bun de fundamental și tehnic evoluția Bitcoin. Cum crezi? La strivici până la 40.000, cum am făcut analizul, mi-am dus până la camera. Da, să te spunem în carte, vedeți? Asta e grafic și o discutăm în carte. Da, să spunem grafic, pe luni el poate crească. Dar și de cu păcuțul din urmă chiar și o picură de schimb, dar nu a lucrat cu picură. Nu a lucrat. Și chiar v-aș propune să deschideți un cont demo și să deschideți la Zaki cu Bitcoin. De ce motiv? De simplu motiv că în discuții despre Bitcoin, sau de discuții tranzacționale și discuții despre orice investiții, dacă nu deschizi tranzacții, ai o altă impresie. Dacă nu ești, intri, să spunem, în tot furtuna asta și tot uraganul ăsta, altfel sunt superiat tot. Da, tot. Adică, exact fiecare metodă care folosesc cum tranzacționare, toate sunt testate pe pielea mea. Adică, teoretic, în cărți, în literatură, scrie așa de frumos și de bine, și uneori așa de bine resună, dar când intri în esență, intri pe piață, spunem, vii într-adevăr în domeniul dat și acum înțelegi că e altfel. Deci, chiar să deschideți tranzacții, e bun demo, sunt un bun demo, deschideți tranzacții și să duceți să vedeți cum ați urmăriți piața, să căutați, să apară evenimente, știri, cum ele lucrează. O să vedeți, de fapt, acest domeniu cât este interesant și cred că sunt plăți foarte mari. Trebuie doar să faci primul pas. Atunci când ai făcut primul pas, deja gata, tu ești într-adevăr în lumea aceasta.
și o să fie foarte ușor. Primul pas este mai greu, bariera un pic psihologică, pentru că la noi totuși persoanele sunt bazate că banul se face din greu, lucru fizic, dar de fapt nu mai este așa. Totuși trăim în secolul 21 și dacă până acum acest domeniu a fost ceva pentru viitor, acum deja ăsta este domeniul prezentului. Pur și simplu la noi nu este atât dezvoltat, dar este mai dezvoltat în statele Unite. Am rămas un pic în urmă. El la noi se dezvoltă, dar din cauza că oamenii le s-a spus, că asta e o problemă cea mai mare, că Moldovenul, Lenea și scuzele care tot timpul îi găsesc, asta e o problemă foarte mare. Noi tot timpul găsim scuze, indiferent, tranzicționare, alte afaceri, alte activități, tot timpul noi începem la urmă. De tăși trăim și nu trăim, noi tot timpul începem la urmă. Spune că e bună, de altă și de parte, dar nu mai face nimic. Deci, știm? Sunt de acord. Oricum, noi să implementăm, că ne dorim să implementăm ca companie, chiar și universități, educație financiară, dar eu cred că se dezvolte încet, încet, oricum nu numești un lucru, tot timpul dăm înainte, da? Și evident, oricum ați fi că ceva schimbă. Parc formează un triunghi, cum așa, n-ar fi flag din cauza că flagul are nevoie de un picior, dar, spune-mi, într-adevăr, îi formează un triunghi. Până într-o câteva nivele, da. Nivelul acestei 20 unii. Aici? Ce? 20. Da? Da, să vede ceea ce am vorbit recent. Cum se vede creșterea până la 20.000? Și cum crește după 20.000? Că dacă dați steaua, ar fi să ce faci. De asta steaua. Factul psihologic și companie. Dați-mi de. Și mișoați. Asta este un moment care fix acea situație. Cum crește și se întâmplă brusc. Economia aici, într-o companie puternice. Pentru companiile când într-adevăr situația dificilă, într-adevăr scot și investesc mult în aur. Creșterea dată este provocată, dacă până aici, spunem așa, companiile îmi spuneau că totul ok, a să fie măsuri, statul să ajute, statul să implementeze, a să fie vaccin, adică avem bani de vaccin, nu s-a scutat atunci, dar asta e luna, spunem, în acea lună. Martie, aprilie, da? Asta e luna aprilie, aprilie, mai e și undeva. Pe luna august 2020, când s-a început în statul de devenit primul loc în lume după COVID-19, că atunci companiile au înțeles că într-adevăr sunt probleme. Și ce au făcut? S-a dus în sus. Și evident că de ce nu au un cale? Pentru companiile mari care nu sunt pregătite, din punct de vedere psihologic, să scoată banii din aur. Și evident noi așteptăm ca ei să pornească. Fix așa situație, dăm și Bitcoin, da, asta pornește. Adică, cine sunt participanții aici și cine sunt participanții de la 20.000 în sus? Sunt total alți participanți sau alt interes. În final, aici când ați depășit bariera 20, el a fost o creștere foarte bună, corecție. După care, ce urmează acum? Evident că în mare parte urmează foarte mult factor psihologic. Cum credeți? Ce urmează mai departe? Da, ați spus că vreți să o analiză. Cum credeți? Se urci până la 40.000 și dacă ați răzbat în nivel 40.000, ați rădești, dar el acolo e de tot un nivel foarte puternic, peste 40.000. Puneți săgeată, că să-i clar. O să străbați până nivel 40.000, da? Dacă ați răzbat, el ați crească mai departe. Dar așa e, adică el, dacă eu vedem că ne-ți va văzut până la seasă o răutate așa mai mare. Adică, dacă îți duci mai jos, îl aduc până la 20. Dacă tu și te 40 și mi-e să puse să ajungi și la 60. Dar asta îți vine pe nu trebuie să poate. Dar de unde o să înceapă scadă? De la 30? Apoi da, de la 30. Vedeți că acolo 30 el de nivelul se pierde. Atingi la 3-4 momente. Aici, da? Da, da. Și chiar care a fost ultimul pe chiar și umbra aceasta a ajuns exact la nivel de aici, puteți observa, după care s-a întors înapoi. Da, dacă tu ne movim atunci, am stras cu o analiză. 200 era acolo.
Moving daily, da? Da. Mă, ce păreri? Eu de părere, da. Nu, asta e așa, spunem, general, dacă străbați în sus paie, sărul și prietenul. E, dar cu roșei, dacă sus paie, crusă. Așa și te este. În final, eu sunt de părerea că el aici se formează și ochi ochi. De ce spun asta? Situația care este acum pe blog cu Bitcoin-ul e așa un 50-50. Și asta, adică dacă ne gândim logic din punct de vedere a companiilor sau investitorilor, cam puțini vor să investească în Bitcoin. Parcă e senzația că tot spre cad. Dar oamenii care au investit deja nu vor să mai vândă din cauza că ce? Când am pun post pe cad. Post pe cad un pic pe jos. Deja dacă vedeam aici sau vedeam aici, dar deja aici și spre pentru că poate să parcă înapoi. Da? Adică nu apare senzația de piață din punct de vedere, spune așa, psihologic. Și evident că eu sunt de părere că aici se urmează un triunt, o figură de incertitudine, care e va avea efectul ei pe piață. În primul rând, ce trebuie de punct de vedere tehnic, dacă să formăm un triunt, este deja un punct. Doi, deja avem nevoie și fundamental care va involve. Tot timpul este așa, când avem fundamental de care va involve, ce legat de, iarăși, vă poate vreo reclamație a unor companii pierdește procurarea sau vinderea, procurarea sau vinderea Bitcoin. Deci, ne așteptăm aici la formarea unui triunghi și o triunghi îl așteptam de mai sus, formare de ce cauză, pentru că este neclaritate, este o pic de incertitudine. După care, triunghiul, da, el deja ne-a arătat, pentru că nu știu unde îți va duce triunghiul. Eu, într-adevăr, chiar dacă nu sunt un trader care transacționează pe Bitcoin și dacă am așa o părere negativ mai mult despre Bitcoin, oricum îl aștept mai mult ca tranzacție de cumpărare. De ce spun asta? Din cauza simplu motiv, el poate să nu mai iasă punctul maxim, dar el va încerca să ajungă măcar undeva un 70-80% din creștere care a făcut. De ce spun asta? Din cauza că sunt companii care, spunem așa, au mers de urma trenului. Tot timpul sunt așa situații, au mers de urma trenului și n-au reușit să vândă la momentul potrivit. Evident, căderea dată e afectat și pe ei. Și căderea dată se vede prin umbrele, da? Adică efectul care eu spun acum se vede prin umbrele, da? Din cauza că este un factor psihologic unde se vede că la început vânzătorii erau puternici, pe care companiile au ridicat artificial prețul din cauza comunului combinabil așa preț. Și evident că aici eu sunt de părerea că prețul el are tentativ chiar de a mai crește un pic, adică chiar după formarea triunghiului, da? De a mai crește, de a ajunge la nivelul, spunem așa, în felul următor, nivelul undeva 50%. Din ce cauză? Sunt companii care nu au reușit să spunem, să vândă Bitcoin în dată. Și este un moment foarte important și pentru trei. De ce pentru trei? Pentru un trei de care au tranzacții de cumpărare, tot la nivel de date și sunt de părerea că trebuie au intenția ca prețul să mai cumpere. Ei sunt în lacă și evident că asta să se vedem. Dar triunghiul meu cunoaște toți triunghii de figură din certitudine. El niciodată nu ne spune, chiar dacă tehnic ne arată că poate să fie de sau de bani, el oricum merge cum merge piața, da? Și evident că noi doar avem posibilitatea să ne asigurăm cu careva ordine. Da, sunt și eu de cer părere. Dacă vă străbate nivelul 30, cu siguranță va ajunge măcar cu o umbră la nivelul 20. Și mare parte piața, perechile sau instrumente valutare au așa specific de a se testa întâi prețul cu umbra, după care cu lumânare. Adică este efectul unui, spunem așa, unui elastic, da? Noi îl întins, îi dai drumul, el vine înapoi, și poți iar mai parța în timp, da? Așa un fel de fenomen, da? Fix așa merge și piața. El întâi testează, după care revine înapoi și încet coboară la nivelul dat. Asta fac multe cotații volatile, cum ar fi lira turcească, tot face des chestii de astea. GBP-ul uneori tot formează așa situații, formează testarea unui nivel și dacă cumpărători și vânzători să văd cum se simt la nivelul dat, după care merg mai departe la nivelul dat. Deci are toate șansele să formeze și aici o mică mișcare, să ajungă până la nivelul 20, care sunt foarte greu să fie aici, foarte greu, cum spun și domnul. Domnul Violet, aici este un nivel foarte puternic. Ce recomand traderilor? Simplu, deschiderea tranzacțiilor între unghi nu recomandă niciun caz. Dacă v-ați întrebat nivelul dat, este un nivel, dar nu este un pic mai lung, este un pic mai sus, mai jos. El H4, ok, lăsați-l așa.
Aici este un nivel foarte bun. Dacă el va coborâ, pentru că eu sunt de părerea că el aici ori va forma triunghi, ori va coborâ până la nivelul ta. Și aici scrie ați ne arăte ceva, ori o figură de schimb, oriceva. Deci dacă va străba de este un nivel aici orizontal, cu jos mă știu acum, dacă străba de săl până la nivelul 30, ăsta cu termen lung de timp, termen mediu aici este era o figură, un trend, este un trend descrescător, a fost o corecție, mai departe este impuls. El ieri a fost intrat de săl, nu ieri, până aceasta a fost intrat de săl, pe care sunt foarte bun. Adică, vom urmări în situații dată sunt mai mulți scenarii. Ori unul formează triunghi și merge după triunghi, ori încearcă de nou nivelul 30. Și mai departe să vedem, dacă ați trebuit de 30, ne vom arăta la tranzacție de învățare până la 20, dar asta eu sunt părerea că slab de șansă, sunt de străbat cu 20. Străbat cu 30 la 20. Vom vedea asta. E clar? Ce e în mare parte. Alte păreri nu sunt de pe acțiune. Dar poate sunt oameni de nouă rechine. Ce și așa spus, eu sunt de părerea că sunt companii care nu au reușit să închidă această de vânzare. Nu de cumpărare. Adică nu au închis buyer. Au cumpărat Bitcoin, dar acum prețul meu e mic. Plus, în mine, toată dacă o să iasă Elon Musk, spune că Andrei Frumos să accepte plata cu Bitcoin. Atunci, credeți-mă, că Bitcoin o să crească... A rămas deja mai impact deja. Da, impact deja e banal, dar într-o oarecare măsură, în termen de 3 luni de zile, se schimbă părerea de 3 ori. Nu chiar atât, dar nu știți cum. Nu la Tesla, la SpaceX. Amazon e cel mai mare piață, hai să zicem. Cumpere loc primar. Zice... Păi ăsta e și cel mai bogat om. Evident că dacă la analiză piața valutară, piața de mărfuri, noi ne orientăm 70%, 80% în analiza tehnică, 20-30% în analiza fundamentală, aici ar fi raportul alt. Ar fi, hai spunem, practic, da, invers. Trebuie să ne orientăm la fundamentală, cum a spus domnișoara Elena, trebuie de urmărit fiecare noutate ce legat de Bitcoin și să fie studiat în detalii. Cum domnul Viorel, este o persoană care observă, cunoaște, deci, interesat de Bitcoin, dar încă trebuie toate mărânțușuri, toate, fiecare detaliu, fiecare, e că aici este o piață care foarte bine vine zvonul. Da? Noi învățăm, am învățat la practică de piața valutară, dar acolo zvonurile nu influențează atât de mult. Aici zvonurile și careva, spunem, replici negative sau pozitive influențează direct și foarte mult piață. Deci trebuie să vă asigurați de multe ori să fiți la curent cu toate noutățile. Pentru că prietul e bun de tot. Asta învățăm de la termen în teorie. Ok. Dați acum să ne adresați întrebări și legat de tema de astăzi care am discutat. Ce întrebări sunt? S-a semnat tot? Ce întrebări sunt la noi? Și plătirea de zi nu e cu comunii care fac. În felul următor, voi, cu comunii care apar, ele au potențial din motiv că toți caută alternative, toți caută să fie diversificare. Eu m-aș uita în felul următor. Acum recent am avut informația că chiar Dubai face o criptomonedă. Este? Mă zic ceva, chiar Dubai face, nu știu cum se numește, criptomoneda lor. Chestia asta, ce, dacă uităm din punct de vedere tehnic, este lupta pentru cer și ofer. Ce ar fi dacă ar fi foarte mult Bitcoin, criptomoneda? Deja dispare, spuneți, unitate, spunem, unicul ăsta, da? Toți criptomonede, toate statele au criptomonede. Numai că este un moment aici. De ce fac că fiecare stat face criptomoneda sa? Fiecare vor să aibă criptomoneda sa. Implică legile lor încă. De ce ca? Mai ușor poate controlate, poate fi așa. Asta e tot ce o autoritate și o manipulează pe decât. Să impozitează pe monedă nouă, să nu plătim Bitcoin și credite cu asta fie și la monedă tot. Asta e bună. Așa. Vorba investiții.
dar mă gândesc că îți crezi creierul artificial, dacă asta ar fi întâi, probabil, adică să creadă lumea. Da, da, pentru că până la urmă toate ele sunt legate de Bitcoin, pentru că Bitcoin crește respectiv și celelalte cresc. Da. A fost acum cu Bitcoin și Dogecoin. Dar dacă totuși Bitcoin o scadă, respectiv și celelalte o scadă. Da, dar cum a fost căderea asta mare, nu scăd pe adică. Da, nu o să sutoare. Da, mă vărtate au fost, dar eu cum o dată să pără diferite, nu cred că au căzut. Raport, Bitcoin ce n-am căzut, l-au căzut 29% sau 29%, dacă mă înșesc, din tot din căderea asta. Restul că sunt 10-15%, chiar și de Bitcoin, nu știu, Așa, dar de ce anume a fost influența mai mare la Bitcoin? Pentru că însuși compania Tesla a investit corect, respectiv a fost afectat mai mult Bitcoin. Este un moment foarte interesant. Dacă valutele sunt reglate de către Banca Națională de state, Bitcoinul este influențat și controlul lui este mai greu de făcut și evident că iar și apare situația că tot ce se face în noi creația criptovalutare se face pentru interes de a face profit, pe diferență de preț. În mare parte, toți care cumpără Bitcoin, nu cumpără Bitcoin din cauza că vor să aibă Bitcoin, din cauza că vor să facă profit, diferență de preț. Cumpri mai ieftin și să vândă mai scump. Ceea ce putem vorbi de piața valutară și piața de bani. Și evident că aici este interes principal de a face profit. Și toți care formează criptomonede, ei se gândesc termeni foarte lung de timp. De ce? Noi nu putem spune că nu au influență criptomonede la nivel internațional. Dacă a ajuns să fie o monedă de 60.000 de dolari, adică asta deja înseamnă ceva. Și evident că este a fi o monedă care a fi lider piață și a fi altele, independent cum ați promoveți. Observați cum aici vine multe promovare, este marketing, curat. Adică cum se discută despre valuta dată, despre criptomonedă dată și cât de mult discut, cu atât de mult are potențial de creștere. Deci nu-i ca produs palpabil, nu-i telefon ca să vezi careva caracteristici. E simplu, este o criptovalută care, dacă este discutată în masă și se formează, cum spune, dispoziția de cumpărare, e crește preț. Este simplu marketing. Este așa, spunem într-o oarecă măsură, chiar e ca o joacă care mai mult care monedă mai mult a fi discutată și mediatizată. Ați observat chestia asta, da? Adică el nu este un produs care tu să-l simți sau care să dai careva caracteristici. Este bun aici, nu este bun aici. Este simplu. Toți vor să facă bani și anume este instrument de a face profil. Diferență de preț. Anume, asta este scopul lui și în final de tot așa formează atât. Toți vor să formeze cu un Dogecoin-ul, el a rămas și-o scos. Eu asta a format într-o glumă și într-o glumă a crezut că el a să aibă valoarea asta. El a ajuns cu asta foarte mult. De ce cauză? Să o discutam mult despre criptovaluta, da. Fix așa alte criptovalute care e foarte mult implic vloggeri, influențări pe piață criptomonetară care îi dau informații ca o procurație. De ce cauză? Iarăși interes de a crește prețul, de ce cauză? Sunt persoane care cumpără volume mari la prețuri mici. Și ei încep să investesc valoare. Cum? Mass media. Altfel nu pot. Prin mass media, prin portale, canale care e foarte bine cunosc, încep să infiltreze în populație informații dat și de scrie și când iau investiții de miliarde la prețuri micuți. Și evident că asta simte, și evident că prețul crește foarte tare și când ei scot lichidități, tot este o vedere foarte grosă. E clar că tot dat, în mare parte, deci tot formează criptomonede de dat. Toți vor să facă profitul ăsta de diferență de preț. Ok? Întrebări, Andrei? Nu o să întrebări. Sugestii, propuneri? Dacă întrebări nu sunt, pe azi este atât. Noi vă mulțumim de atenție.